Majoritatea călărășenilor sunt nemulțumiți de întreruperile dese ale alimentării cu energie electrică sau fluctuațiile de tensiune înregistrate în ultima perioadă în municipiul Călăraș. Oamenii se plâng că le este afectată aparatura din casă. Reprezentanții Enel ne-au transmis următorul punct de vedere cu privire la această situație. Pe fondul condițiilor meteo extreme, cod portocaliu și cod galben de precipitații în zona Ialomița-Călăraș, în dimineața zilei de ieri, după ora 9, în municipiul Călăraș, două posturi de transformare au fost afectate de umiditatea crescută și de precipitațiile abundente acumulate. Echipele E-Distribuție Dobrogea au intervenit prompt în zonele instalațiilor afectate de inundații și au efectuat manevre succesive până la detectarea defectelor. Reprezentanții E-Distribuție Dobrogea regretă disconfortul resimțit de clienți și îi asigură că echipele sunt prezente în teren acționând continuu pentru depistarea și remedierea defectelor, dar și pentru înlocuirea echipamentelor afectate. Ați fost afectați de întreruperile dese de energie electrică? Da, aseară când am venit la muncă am găsit pe televizor notificări când cade curentul, mi-a dat o notificări pe televizor. Și când am dat drumul la mașina spălat, mașina spălat arsă. Cam de câte ori s-a întrerupt în ultima perioadă? Mie mi-a arătat decât două întreruperi. Dar la muncă am întrerupt de 10 ori aici la Cinema 3D. Deci acasă de două ori, eu stau în parcul, la Parcul Florilor. Dar aici am luat de 10 ori, am zis ieri. Ați fost afectat de întreruperile dese de curent electric în ultima perioadă înregistrate? Foarte mult, în ultimele 3 zile în special. Problema e că se întrerupe nu numai o dată, de mai multe ori avem aparatură și toată lumea are aparatură cum e în criză. Și ne e frică că rămână fără ele, vă dați seama că nu numai atât, ne afectează și psihic. Nu pot să mai desfășor niciun fel de activitate, chiar casnică sau relaxantă, la calculator, la... Acum toată lumea are numai gadget-uri și chestii de genul ăsta. Nu mi-e explic. O explicație mi-o dau așa, dar probabil că au probleme și schimbă rețelele de alimentare din cauza ce se întâmplă prin țară. O explicație a mea e empirică, nu știu. În urmă câte zile au apărut aceste probleme? Acum 3-4 zile, da. Și în mod frecvent se întrerupe și ziua și noaptea. Înregistrați în fiecare zi astfel de probleme? Da. Adică de 3-4 zile? Nu, am zis că mă apăr cu întrerupătoare din asta. Le închid de frică să nu mi... Am învrărungitoare din asta cu întrerupătoare. A, și întrerupeți curentul pentru a nu fa afecta? Da, aparate, da. Altfel cred că ar fi un dezastru. Că nu se știe cum vine din rețea. S-a întâmplat și în alte lucruri. Fluctuațiile astea sunt periculoase, după câte știu eu. Și să stai acum să urmă de bani să schimb toate aparatul. Ce vreau să mai...